Într-o perioadă în care gradul de accesare a fondurilor europene lasă mult de dorit, jandarmii prahoveni dau un exemplu pozitiv în acest sens. Au depus un proiect pentru reabilitarea clădirii administrative a Inspectoratului Județean, venit să asigure eficiența energetică, pe de o parte, și reducerea emisiilor de carbon, pe de alta, totul cu sursă de finanțare nerambursabilă. Am desfășurat auditul energetic al clădirii, s-a finalizat printr-un certificat energetic, am realizat expertiza tehnică a clădirii și am întocmit documentația de avizare a lucrărilor de investiții, iar în data de 27.06.2017 am înaintat cererea de finanțare către ADR Sud-Muntenia prin intermediul aplicației MyMIS. La ora actuală suntem în etapa de clarificări. Practic 85% din fonduri vor veni de la Uniunea Europeană, iar 15% vor fi asigurate de statul român. Printre lucrări se numără chiar și punerea de gazon pe acoperișul clădirii. Lucrări de modernizare la instalația electrică, la instalația de producere a apei calde. În proiect sunt prinse și instalații cu surse regenerabile. Avem prins acolo și un sistem de management al clădirii care controlează toate aceste sisteme, astfel încât să ajungem la un procent de 83% de reducere a energiei și o reducere de 80% a emisiilor de dioxide de carbon. Valoarea proiectului, care va face din sediul IJJ Prahova prima instituție de stat eco din Ploiești, se ridică la aproximativ 12 milioane de lei.